Înalt preasfințitul Calinic a avut un gest pe măsura celor făcute de becalii pentru cei aflați la nevoie. L-a recompensat pentru meritul de a fi creștin ortodox practicant cu un spirit excepțional de dăruire. Se conferă medalia de onoare creștin-ortodoxă a Arhiepiscopiei Argeșului și Muscenului Sfântul Neagoie Vodă Basarab ca preț, ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre pentru dragostea și credicia arătate față de Biserica lui Hristos, domnului George Becali. Becali a primit crucea Basarabilor pentru mireni, cea mai înaltă distincție. Cea mai mare bucurie a mea este când eu am văzut, că m-am și împărtășit și la împărtășanii am văzut zeci de copii împărtășindu-se și zeci de oameni împărtășindu-se și am văzut curtea asta plină în fața Sfântului Altar la slujbă și la Sfânta Zi. În fața sutelor de credincioși, Becali și-a stăpânit cu greu emoția. Pentru acesta a fost o surpriză, nu se aștepta, mersese la schitul Slănic pentru că a auzit că este un loc special cu o obște bogată de monahi care zi de zi înalță rugăciuni lui Dumnezeu.